avem deosebită bucurie și plăcere de a începe o seară de bucurie, nu am început niciodată cu rugăciunea. Poate că de acum înainte așa va fi. Pentru că orice lucru bun se începe cu Dumnezeu, da? Cu rugăciunea. M-a inspirat și faptul că invitatul nostru din această seară este și frate într-o slujire, preot, dar și protoiereu în zona cea frumoasă a dealului, sunt românii adevărați, bărbați, pe așa mari, frumoși, sănătoși. A venit părintele până cu soția, cu doamna frăteasă și cu băiatul dumnealui. Deci, în seara aceasta, avem în mijlocul nostru pe părintele Cotărău Gheorghe Colțea, parocul bisericii din localitatea Moieșului de Jos, din frumosul ținut al Branului, care cu dragoste a venit, a plecat de la ora 13, a venit spre noi, s-a urcat în mașină și a făcut atâta drum până aici. Și vă spun că este un om deosebit. Rugăciune, am simțit binecuvântarea Părintelui, cu dragostea ca unui părinte protoiereu. Și așa cum voi mă știți pe mine, cu bune și cu rele, și cu bun și nebun, m-am prezentat părintelui și părintele m-a primit și m-a strâns la piele așa și a simțit o căldură deosebită de tată. Adevărul este că mă bucur tare mult că ați venit într-o lucru atât de mare, iar ce veți găsi și ce vă va prezenta părintele aici este un lucru deosebit. În momentul când m-am închinat și eu în Sfântul Altar, am simțit cu adevărat când mă închin, folosim pe moaște autentice. Afară de faptul că sunt autentice, sunt ale noastre, ale Sfinților noștrilor, ale trăitorilor și nevoitorilor noștri din această țărișoară chinuită și supărată de mulți și mai acum mai nou de noi înșine. Părintele n-a venit cu mâna goală, uitați, este și scriitor. Avem aici două cărți cu două titluri deosebite. Părintele Gheorghe Colțea, Toiagul Odrăzlit, Dialogul Inedite, Zborând peste prăpăsti. Are și aici un loc la birou și altă carte, Cuvioșii Pusnici din Bucești, Epopeea Sfinților, Jurnalul unor descoperiri sfinte, despre care va vorbi Părintele în seara aceasta. Și cărțile o să le găsiți, dacă să vă impresioneze sau ce o să spună Părinte despre aceste cărți și vreți să țineți minte, o să le aveți la început. Dacă începem și Părinte, bine ați venit. Să ne binecuvântați pe noi pe toți și să poftiți în umila noastră casă, Casa Domnului de aici, în București. Vă rog frumos! Să rămână tuturor! Vă fericesc că aveți un colț de rai întintat. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-am vrednicit ca să văd și eu. Să știți că nu folosesc cuvinte mari. Să văd fața frumoasă Ortodoxiei Românești. Am fost foarte impresionat de biserica dumneavoastră, de frumusețea locului, de frumusețea cu care acești oameni slujesc pe Dumnezeu. Sunteți fericiți că sunteți împreună. Vă spun aceste cuvinte ca și când le-aș spune unor copii care vor să audă ceva despre tatăl lor. E foarte frumos la dumneavoastră aici. Părintele, dragul de el, mi-a spus, aș pleca, eu nu i-am spus atunci, dar i-aș spune acum, eu aș veni aici. Multă vreme am avut impresia aceasta că acolo unde trăiesc eu și unde slujesc pe Dumnezeu este reflexia Raiului pe Pământ. Am un uriaș foarte bun, slujesc într-o biserică străveche, în 1762, construită pe o temelie de mănăstire, la care au slujit
în 1782 13 au fost martirizați pentru că s-au opus trecerii la catolicism. Și pe semne că dragostea de Dumnezeu pe care am primit-o a fost încă de la începuturi, pentru că numai un om iubit de Dumnezeu putea să fie rânduit ca să slujească în un asemenea loc. Am enoriași foarte buni, îi iubesc foarte mult. O să mai stau puțin și după aceea o să... Da. Să știți, este pentru prima dată, am fost în multe locuri, este pentru prima dată când am văzut lucruri mai frumoase decât la mine, decât la noi. Și sunt fericit că într-un secol al tehnologiei și al tehnicii, în care se crede că spiritualitatea este pe sfârșite, răsar, iată, în orașe foarte mari, cum este capitala noastră, Bucureștiul, asemenea altare, atât de frumoase, expresii ale dragostei dumneavoastră față de Dumnezeu. Începând de la părintele dumneavoastră și până la ultima bătrânică pensionară, sau poate nepensionară, care și-a lăsat aici darul ei. Vă binecuvântăm și rugăm pe Dumnezeu să aveți sănătate și pace. Și pace. Poate vă gândiți că m-am referit la pacea aceasta despre care, sau spre care privim acum cu îngrijorare, pentru că trăim vremuri mai interesante în care unii oameni și încoartă mușchi, cum spune Părintele? Nu. Mă refeream la o pace a Duhului Sfânt, care doresc ca să se rășluiască în inimile dumneavoastră, în inima Părintelui dumneavoastră, în inima celuilalt Părinte, împreună slujitor, cu Părintele Goga, și în inimile tuturor credincioșilor. Chiar aș dori, și să știți că o să mă interesez peste un timp, dacă pe această stare fizică a reflexiei Raiului va veni și o stare spirituală specifică Raiului. Îl rog pe Dumnezeu ca să vă dea pace în inimă, în suflet, să aveți dreaptă cugetare, să aveți înțelepciune. Și îi spuneam părintelui, eu fiind fiu de cioban, că am învățat de la tata multe, dar am învățat unele lucruri esențiale pentru viață, zicea, dragul tati, cu nene și cu dragă faci treabă. E un lucru foarte frumos. Iar referitor la relația părintelui cu dumneavoastră, o să vă spun tot o vorbă de-a tatălui meu, care dorea să arate că dacă mergi cu cineva la bine, trebuie să mergi și la rău, zicea, măi, cu cine bei banii, cu ăla spart și geamă. Este o vorbă de ținut minte, dar știți de ce v-am spus-o? Pentru că aș dori ca să aveți solidaritate între dumneavoastră, între oaltă. Și dacă ați fost împreună la ceea ce ați făcut până acum, atunci când a fost greu, să fiți împreună și de acum încolo, atunci când folosiți ceea ce v-a ajutat Dumnezeu ca să realizați. Mulțumesc foarte frumos domnului Stelian Gomboș, care este director în ministerul nostru, pe care îl cunosc de o vreme destul de îndelungă. Dânsul este și artelean din părțile Oradei și care s-a gândit ca printre invitații dumneavoastră iluștri, astăzi seara, spre exemplu, trebuia să vorbească domnul doctor Pavel Chirilă, o somitate, pe lângă invitații dumneavoastră iluștri, să fie prezent în mijlocul dumneavoastră și un zmerit părinte de la țară, eu sunt slujitor la țară, mai ales un om crescut, să spunem, născut într-o familie cu 10 copii,
care și-a petrecut anii copilăriei dormind pe brațul tatălui lui la stână în nopțile frumoase de vară și care n-a gândit niciodată că va fi peste timp într-o biserică atât de frumoasă prezentat de către Părintele Paroh al dumneavoastră ca fiind o invitat special. Am rămas același om de odinioară, cu mult calm și multă pace în suflet, specifice țăranilor transilvani, și de pe acum vă spun că nu o să vă impresionez cu cuvinte nici meșteșugite și nici deștepte, ci aș dori ca să vă dăruiesc un strop de har din propria mea viață. Pentru că Dumnezeu m-a bucurat și m-a îndrednicit ca să trăiesc realități duhovnicești care puținor oameni le sunt rezervate. Și de aceea am coborât sau am urcat. De obicei, Ierusalimul este un loc înalt, iar capitalele înseamnă întotdeauna pentru fiecare popor o urcare spre ele, dar pentru că harta noastră, așa cum am acum închipuire, pe globul pământesc, așa, acolo este nordul, acolo este sudul, acolo este vestul, eu am coborât, să știți, spre București. Dar există în practica și în mărturisirea bisericii noastre înnobilare și urcare prin coborâre. Mai ales atunci când se vorbește despre smerenie, ca valoare fundamentală a vieții noastre. Iubiților credincioși, ucenice părinte, domnule director, dacă dumneavoastră în această seară nu vă veți folosi poate din nimic din ceea ce o să spun eu, vă asigur că eu voi pleca de aici foarte folosit, adică îmbunătățit și bucuros că am slujit împreună cu părintele Vecernia și mai ales cu cântăreții. Țin neapărat ca să spun despre ei, care îi cântă lui Dumnezeu atât de frumos. Sebastian. Suntem și într-o situație acum, Sebastian cântărețul. El era deja sus. Așa se întâmplă, părinte, când îi provocăm pe credincioși spre rai. De multe ori ei deja sunt acolo. Nu? Sunt situații, aș vrea ca să rețineți această expresie mea provocată de întâmplarea de acum, sunt situații în care avem așa buni credincioși, încât ne smeresc pe noi prin starea lor duhovnicească, ni se întâmplă ca să mergem în casele lor pentru anumite slujiri sau întâlniri duhovnicești și să-i surprindem cu lumânarea aprinsă și cu ceaslovul deschis sau cu saltirea, fiind în rugăciune, sau se întâmplă ca ei să fie chiar mai postitori decât noi, cei care învățăm pe alții cum să postească și poate să fie chiar mai cuvincioși, mai silitori în rugăciune decât noi. Eu am o vorbă care șochează. Ei vin la biserică plătind și noi venim plătiți. Da. E foarte interesantă această stare, dar acești oameni adesea sunt prin starea duhovnicească deja în rai, iar noi ne străduim prin predicile noastre să învățăm cum să ajungă în rai. Este starea aceasta de a îi împinge în sus sau starea lor de a se întinde în jos să ne prindă pe noi de mână ca să ne ducă în rai. Oricum, solidaritatea este foarte importantă în mântuire. Nu am ales o temă specială pentru a vă vorbi. V-am și avertizat că nu o să auziți idei academice, și aș dori ca să aveți în fața dumneavoastră un depozitar de iubire. De fapt, acesta este țelul vieții noastre, iubiților credincioși. Să știți că, așa cred eu în simplitatea mea, Dumnezeu nu ne cere nici diplome și nici certificate pentru funcțiile care le împlinim aici, pe pământ, dar privește foarte mult la inima noastră.
Suntem într-un context destul de delicat. În această seară, așa s-au dat lucrurile, atunci când am fost invitat, eu alesesem ca să vin în data de 9 noiembrie și alesesem această dată și pentru faptul că este sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie, Vindecător. Și acum când domnul doctor Pavel Chirilă a preferat el data aceasta, eu în judecățile mele am spus, da, păi domnul doctor vrea ca să fie în sărbătoarea Vindecătorului. Dar interesant este că am observat, acum când părintele a făcut tot postul, a încheiat slujba, că a amintit că sărbătorim în această seară și strămutarea Sfintelor Moaștele Sfântului Gheorghe din Rida. Și în acest fel, dorind de domnul doctor să fie cu doctorul dânsului, l-am vins pe Gheorghe, eu fiind Gheorghe, ca să fie prezent deodată cu sărbătoarea patronului lui. Și vreau să vă spun că eu sunt foarte mândru de patronul meu, pentru că are și un nume frumos adăugat lângă numele lui, se zice purtătorul de biruință. Și mi-a fost ocrotitor și am simțit ajutorul lui și de fiecare dată m-a făcut biruitor. Și acum o să vă spun, nu am venit temător la dumneavoastră întrebându-mă pe mine ce vă voi vorbi. Nici nu m-am gândit. Pentru că știu că în spatele meu, în umbra mea, sunt Sfinții pe care îi iubesc și care mă iubesc. N-am venit singur, am venit înconjurat de ei. În biserica mea eu am 140 de Sfinți și în umbra mea este Domnul Dumnezeu, care a stat în umbră și care a dormit și El pe brațul tatălui meu când dormeam eu la Stena. Da. Un braț de care mi-e dor, pentru că tata a murit de 16 ani, mama de 21 de ani, mi-e foarte dor de ei. Chiar aș fi curios, tainic, să-i văd cam ce ar zice ei acum să-l vadă pe Gheorghe în biserica din Titan, vorbind oameni. Dar undeva să știți că ei ne privesc. Așa și pe dumneavoastră vă privesc părinții dumneavoastră, străbunii dumneavoastră, da, ne vedează și mai ales părinții noștri care au fost evlavioși și credincioși. Acum sunt, să nu vă smintească cuvântul meu, sunt Sfinți în Împărăția lui Dumnezeu și de acolo nu doar că ne privesc, ci se roagă pentru împlinirea și destinul vieții noastre. Totuși, domnul Pavel Chirilă, domnul doctor, ar fi fost potrivit în această seară să vă vorbească, pentru că suntem sub umbra, să spunem așa, acestui eveniment tragic care s-a petrecut în Ierusalimul dumneavoastră, în capitala țării noastre, am numit așa Ierusalim ca și capitală. Suntem încă sub impresia tragediei în care au murit peste 30 de tineri, cred. Nu știm mai, nu mai știm acum, nu mai știm statistic. 31. Îi numărăm și pe cei morți, îi numărăm și pe cei vii. Unii suntem recenzori, facem statistici. La rândul nostru suntem obiectul sau subiectul statisticienilor. Peste un timp, părinte, pe mine mă va număra cineva la morți, da? Deci și-a mai murit și cu tare, și cu tare, uite și Gheorghe ăsta a murit, numără-l și pe el, pentru că suntem trecători pe fața Pământului și două, trei persoane care cred că sunt chiar prezente în biserică, cu câțiva mă cunosc, dintre cei care se acum în biserică, m-au provocat încă de aseară, întrebându-mă dacă voi vorbi ceva despre acest eveniment și nu doresc ca să-l ocolesc, pentru că e posibil ca dumneavoastră să așteptați răspuns la unele întrebări nerostite, dar pe care noi trebuie să avem simțul duhovnicesc să le ghicim. Întrebări la care așteptați răspuns de la învățătorii
dumneavoastră, de la mai mare dumneavoastră. Și noi suntem așa rânduit Dumnezeu ca să facem acum parte dintre învățători. Am fost odinioară ucenici, iar acum suntem învățători. Am învățat și noi multe de la învățătorii noștri, să le fie binecuvântată memoria lor. Unii dintre cei care s-au gândit și au vorbit, s-au abordat această temă a întâmplării tragice, s-au grăbit ca să critique. S-au gândit ca să atragă atenția tinerilor și netinerilor asupra faptului că trăim vremuri în care destul de mulți oameni se lapădă de Dumnezeu, unii mergând chiar mai departe până la a face religie sau a-și face credință din relația cu cel rău. Și noi avem această înclinație să spunem nenorocirile care vin pe fața Pământului vin și ca o pedeapsă de la Dumnezeu. Aș dori ca să vă încredințez că avem un Dumnezeu bun și foarte iubitor. Un Dumnezeu care în niciun caz nu pedepsește. Sigur că poate voi crea un pic de sminteală în ceea ce vă spun, dar în dumnezeiasca Scriptură pe care o avem aici și mă bucur că au pus-o cel puțin ca simbol. Ca simbol. Pentru ce începe, Părinte Paroh? Știți de ce spun acest lucru? Pentru că noi nu ne propovădim propria noastră înțelepciune și sau deșteptăciune și cultura noastră, ci cuvântul veșnic, dătător de viață al lui Dumnezeu. Iar în acest cuvânt, Domnul Dumnezeu a binevoit ca să ne se descopere spunând că Dumnezeu este iubire. Și n-a spus că este iubire doar pentru unii și altceva pentru alții, ci că Dumnezeu este iubire. E foarte important că nu ni s-a descoperit ce face, cu cine face, unde face și pentru cine face, ci ce este Dumnezeu. Cred că este centru sau pilonul fundamental al întregii teologii. Dacă știm ce este Dumnezeu, le știm pe toate celelalte. Și aș vrea ca să spun un cuvânt lămuritor. Sigur că eu vorbeam acum despre tragedie, îndemnându-vă ca să nu vă duceți cumva cu gândul că a fost o pedeapsă de la Dumnezeu. Tot ceea ce facem ne poziționează pe noi față de Dumnezeu. Și o să vă dau un exemplu aici. Așa să vă uitați, eu nu sunt mare meșter în cele deștepte, dar o să vă spun totuși ceva. Aici este Domnul Dumnezeu. Uitați-vă. Aici este Domnul Dumnezeu. Izvorul vieții. Adâncul de negrăit al milostivirii și al iubirii. Aici sunt eu. Dacă sunt sfânt, mă poziționez cu fața spre Dumnezeu. Și toate harismele Lui vor curge asupra mea. Sfințenia mea nu-L privește pe El, pentru că El este poziționat față de toți la fel. Mă privește pe mine. Și spun așa, când stau cu fața spre El, sunt sfânt. Atunci toate harismele Lui curg spre mine. Și sănătatea, și nădejdea, și dragostea, și blândețea, și pacea, și bucuria, și pâinea, și casa, și copilul, și prieteni, și viață, și nădejde, și toate curg spre mine. Pentru că eu mă deschid dragostei lui Dumnezeu. Când mă întorc puțin de la Dumnezeu, devin acel om numit om evlavios. Evlavios, nu sfânt. Da? Deja o parte a mea se umbrește. O parte luminoasă, dar una se umbrește. Dacă mă întorc cam la 12 fără un sfert, devin om credincios. Și toată partea asta e umbrită. Dacă mă întorc așa,
devin omul sceptic, iar dacă mă întorc cu spatele, devin ateu, închis cu totul harismelor lui Dumnezeu. Și atunci eu însumi mă predispun morții, întorcând spatele vieții. Dar în concepția noastră ne zice, nu, Dumnezeu a ucis. Dumnezeu nu ucide niciodată. El nu poate să ucidă. Pentru că El este iubire și este viață. Dacă oamenii ar înțelege acest lucru, că tot ceea ce fac ei, dacă merg la biserică, dacă fac mătănii, dacă se închină, dacă fac milostenie, toate actele de cult, nu-L privesc pe El, pentru că El nu crește, pentru că am făcut eu mătănii, ci mă deschid pe mine pentru a primi harismele lui Dumnezeu. Cu cât fac mai puține, cu atât mă închid mai mult harismelor lui Dumnezeu. Dacă omul ar înțelege acest lucru, credința noastră n-ar mai fi o corvoadă și nu s-ar mai face cu greutate, ci ar fi ceva care ne privește pe noi în beneficiul nostru și așa cum căutăm să avem casă, să avem masă, să avem, am căutat să avem și deschidere spre Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Ar fi într-un mod egoist, am privit spre noi. Eu fac un lucru ca să mă deschid lucrării lui Dumnezeu. Această situație privește și poporul, nu numai pe persoană, ci poporul. Și când un popor se închide în fața lucrării lui Dumnezeu, el se predispune morții. De aceea se scrie în Vechiul Testament că au ajuns în robie evreii când s-au închis lucrării lui Dumnezeu căutând Dumnezei străini. Trebuie să înțelegem bine acest lucru. Deci, un alt lucru foarte important. Cred că ar fi cea mai mare revoluție a gândirii umane. Și aceasta care am spus-o, dacă am înțelege teologia în acest fel, că de fapt ne privește pe noi. Fiecare om de pe pământ ar fi în competiție cu celălalt să fie el mai deschis harismelor lui Dumnezeu. Numai când ești în competiție și devii egoist, te închizi harismelor lui Dumnezeu. E foarte important să te deschizi prin iubire spre Dumnezeu ca să primești harismele Lui. Spre exemplu, când facem o rugăciune pentru sănătate. Noi ce facem? Adică îl provocăm pe Dumnezeu să ne dea sănătate, ca și când El n-ar ști că trebuie să ne dea sănătate? Nu. Ci prin rugăciunea ca să primim sănătate, ne deschidem pe noi înșine acelei harisme care ne dă sănătate. Cred că am fost destul de înțeles. Un alt lucru foarte important este conștientizarea existenței, conștientizarea totală a existenței lumii de dincolo. Problema noastră este că trăim în îndoială. O fi, n-o fi. Eu de când am descoperit Sfinții, pe care o să vi-l prezint dumneavoastră, de când am descoperit Sfinții și am văzut cum m-au condus ei niște oameni care din punct de vedere al nostru sunt morți. Și spui întrebarea, cum poate un mort să te conducă? E clar că această entitate, această persoană există. Dacă te poate dirija, te poate influența, te poate conduce, de când am cunoscut că există oameni reali, puternici, în lumea de dincolo, am spus, voi face tot ca să ajung și eu acolo. Când omenirea va înțelege că există categoric lumea de dincolo, tot ceea ce vor face oamenii, inclusiv ce se face la NASA sau în laboratoare de studiere științifică, se va face pentru ca omul să cucerească această lume de dincolo, despre care credința ne vorbește. Dar noi credem că este o poveste. Și acum, întorcându-mă la tinerii care au murit, trecuții de ei, nenorocirile vin asupra noastră și nu numai aceasta, pentru că noi ne închidem dragostei lui Dumnezeu. Și poate că ar trebui ca să socotim asemenea întâmplări rele sau tragice și ca fiind niște pedagogi care ne învață sau ne îndrumă spre îndreptare. Când vedem că se întâmplă ceva rău, ne mobilizăm ca să facem ceva bine. Vedeți că sunt oameni care poate nu cred în Dumnezeu, dar acum când au văzut nenorocirea, au spus Dumnezeu să ierte,
s-au închinat și tot Dumnezeu a devenit reazele al vieții. Pentru că, iubiților credincioși, nu puteau să strige oamenii către altcineva. Către cine să tinzi mâinile când ești nenorocit și ești bolnav și ești suferit? Către cine putea să strige acei oameni pe care i-ar dea focul ca într-un iad în acel loc? Da. Acum, părinților, o să vă spună, creștinul bun este un izvor de iubire, se aseamănă lui Dumnezeu. Noi nu avem cădere ca să criticăm pe nimeni, ci să ne rugăm și să iubim. Duhovnicii, părinte, nu sunt critici și nici măsurători de păcate, ci sunt izvoare de iubire. Pe cine să iubim dacă nu? Pe ei. Mântuitorul ne-a spus că atunci când iubim pe cei ce ne iubesc, n-avem niciun câștig. Sau dacă dăm împrumut celor de la care așteptăm să primim, n-avem niciun câștig. Sau dacă sărutăm pe cei ce ne sărută, zice, și păgânii fac același lucru. Zice, voi să binecuvântați pe cei care vă blastămă, să faceți bine celor ce vă fac rău și să iubiți pe cei care vă urăsc pe voi. Acum, noi nu vorbim ca cei tineri ne-ar fi urât pe noi, Doamne, ferește. Drăguții să fie binecuvântați și părinților să fie mângâiați. Trebuie să-i purtăm în rugăciunile noastre. Și știu că în toate bisericile s-au pomenit, s-a făcut pomenire. Sigur că toți oamenii sunt muritori, nu numai ei, dar ei au murit într-un mod tragic și au lăsat foarte multă suferință în urma lor. Și trebuie, pe de-o parte, să ne rugăm pentru cei ce au murit și, pe altă parte, pentru ca Dumnezeu să mângâie sufletele celor ce au rămas în urmă. Un lucru nu mi-a plăcut. Adică văzând tragedia, de ce să mai nutrești tu răzbunare și ură? Spuneau unii, acum să-i vedem noi la închisoare pe toți. Diavolul s-a bucurat. A zis, pe aceștia i-am ucis la trup, iar pe aceștia i-am ucis la suflet, că am reușit să-i fac să urască. Dacă vă aduceți aminte, în Troi Evanghelie se citește despre vindecarea îndrăcitului din Gadareni. Și se spune acolo, foarte interesant, zice că diavolul a ieșit dintr-un om, a intrat în porci, dar de fapt a intrat în toți cetățenii care aveau porci și s-au supărat că le-au murit porcii și l-au alungat pe Mântuitorul Iisus Hristos de la ei. A fost o mare viclenie a diavolului. El nu s-a mulțumit ca să fie într-unul, ci a folosit un tertip încât a torsionat inimile celorlalți. Așa a torsionat și mințile noastre acum în această împrejurare grea. Dumnezeu să ne păzească de rău pe toți și trebuie să învățăm credincioși, cei care venim la biserică, că doar oamenii care iubesc merg în rai. Să aveți inimă bună și mai ales în ceas sau în vreme de cumpănă să vă închinați, să postiți pentru cei care nu postesc și să iubiți pe cei care, atenție, se supun torsionării răului, pentru că omul rămâne om, dar unii în smerenia lor, a minților și în imposibilitatea capacității lor de a se apăra, devin victime ale răului. Și acum, părintele, o să vă spună ceva, așa pentru învățătura noastră. Cea mai căzută stare a unui credincios este și este starea pe care eu o numesc a diavolului, diabolică. Crezând că atâta de mult îl iubește pe Dumnezeu și că el chiar îl apără pe Dumnezeu, socotindu-se pe sine ostaș al lui Dumnezeu, îi blastămă și îi bajocurește pe cei necredincioși. Și o să folosesc niște expresii care nu trebuie folosite, dar pentru învățătură. Zice, arză-vă focul de păcătoși și de atei și de lepădați, că din cauza voastră e atâta rău pe pământ, că voi l-ați bajocurit pe Dumnezeu și v-ați lepădat de el, să vă ia și să vă ducă. Aceasta este comportarea diavolului. El crede în Dumnezeu, dar nu face nimic, ci din contră face rău mai departe. O altă stare a omului credincios puțin mai sus este starea de mulțumire de sine și de mândrie.
Zice așa, eu nu-l blastăm pe celălalt, dar îi spun, băi, dacă n-am fi noi credincioși care să mai postim, care să ne mai închinăm, s-ar duce lumea de râpă. Noroc că existăm noi, că datorită nouă vă ține Dumnezeu și pe voi. Nu este o stare desăvârșită, dar este un pas spre rai. A treia treaptă sau al treilea fel de a fi al credincioșilor poate să fie așa. Nu mă interesează lângă cine trăiesc. Principalul este că eu să postez, să-mi fac rugăciunile, să fac bătăniile, să-mi plătesc contribuțiile, să dau un pomennic, că nu mă interesează de ceilalți. Aceasta este o stare mai bună decât a celui care disprețuiește. Dar starea frumoasă a credinciosului este acelui care privește spre cel păcătos și îi mulțumește că există ca să aibă el pe cine iubi ca să poată urca în rai. Și îi spune păcătosului, tainic, în față. Zice, prin torsionarea ta în fața răului, tu te faci scară spre rai pentru mine. Pentru că eu iubindu-te pe tine în starea în care ești, mă voi mântui. Și atenție un pic, e atât de frumoasă imaginea. Dacă cineva urcă pe o scară în rai, nu se mântuiește doar el, ci și scara pe care a urcat. E foarte important. Îi spuneam odată unui monah, dragul de el, m-am așezat așa în genunchi și mi-am încovoiat spatele. Și am zis, eu acum sunt torsionat de păcat. Eu sunt uricios. Păcatul mă chircește. Urcă-te pe mine. Și spun, uite, dacă aș sta vertical, nu te-ai putea urca pe mine. Urcă-te pe mine. S-a urcat aici și zic, vezi că ești mai sus, acum cațără-te în rai. Pentru că ai putut să te urci pe un om care era încovoiat de păcat. La rândul tău, tu m-ai ajuns pe mine să mă mântuiesc pentru că te-ai folosit de mine să urci în rai. Și atenție, o să, ca pentru a nu crea sminteală. Însuși Mântuitorul s-a urcat în cer. Pe scara făcută de cei păcătoși. Motivația întrupării, motivația manifestării Dumnezeirii au fost cei păcătoși, nu? Cei drepți. Și ca să vedeți mai bine și mai luminat această scenă a dreptului și a păcătosului, în pilda fiului risipitore, acolo tata a fost provocat ca să se manifeste ca tată și de către cel păcătos, nu de către cel cu minte. Cel cu minte îi spune, a venit fiul tău și acum te-ai dat la el, te-ai dus cu el, mie nu mi-ai dat un ied, cel puțin, să mă simt bine cu prietenii mei. Dar tainic, nu scrie în Scriptură acest lucru. Eu auzit cuvintele tatălui care îi spune, mă, ăsta a plecat și a cheltuit iubind. Tu ai rămas și ai muncit urând. Foarte interesant. Zice, întoarcerea lui m-a pus în temă să fiu tată. Mi-a dat posibilitatea să mă manifest ca tată. Zice, tu nici nu mi-ai cerut vreodată un ied. Adică nu m-ai provocat. Și mai mult decât atât, ca un om fără minte, nici nu ți-ai luat. Aveai turma lângă tine și nici cel puțin nu ți-ai luat. Aceasta este scena pe care o văd eu. Și mă întrebați, poate, dar poate părintele mă întreabă sau domnul Stelian, care este doctor în teologie, și părinte atunci ziceți cumva, făcând apologia răului, că e foarte valoros în economia lucrării lui Dumnezeu, da. Așa că pictezi, dacă n-ai negru, albul nu are contrast. Și n-are nicio valoare. Rău este cel care provoacă. Și acum, părintele, o să vă spună ceva, cu siguranță dumneavoastră veți ține minte. Zice așa, păcatul provoacă pocăința. Pocăința provoacă iertarea. Iertarea provoacă iubirea. Iar iubirea provoacă mântuirea. Personal cred, că există o economie a lucrurilor care nu ne-a fost întru totul descoperită nouă, în care răul își are rostul lui în lucrarea lui Dumnezeu.
Mă veți întreba, părinte, dar de ce ne-ați vorbit despre aceasta? Pentru că doresc ca să privim spre acest rău care s-a întâmplat, ca spre ceva care a avut un rost în economia lucrării lui Dumnezeu. Tot rău spre bine și nici nu știm câți se vor mântui datorită jertfei acestor tineri. Și atunci pe ei o să-i privim ca pe o scară spre care s-au cățărat spre rai mulți alții. Inclusiv eu, că am venit aici să vă vorbesc despre a iubi. Să fiți oameni. În tradiția noastră creștinească, în limbajul nostru, zice, omul este bun, este pâinea lui Dumnezeu. Și printre valorile fundamentale care le-am învățat de la sfeliții noștri părinți, aceasta a fost. Să fii un om bun, dragul tati. Să fii un om bun. Ei se refereau la comportamente foarte mărunte. Zice, să dai bună ziua pe stradă, să vorbești frumos cu aproapele tău. Și spunea așa, dacă cineva te lovește, să nu răspunzi. Doar în vremurile din urmă, când lumea s-a întărit în cerbice, am început să ne învățăm copiii să nu te lași, dragul tati. Ci părinții noștri, aceia din generațiile de dinainte, ne-au învățat capul plecat, sabia nu-l taie. Sigur că îl am lângă mine pe părintele pe care îl provoc ca în numele dumneavoastră și pentru dumneavoastră să devină în timp un depozitar de iubire. Și sunt foarte sigur că va fi duhovnicul la care veți veni și vă veți cutremura și numai când vă va pune mâna pe creștet. Și veți zice, acest om este plin de har. S-a terminat, părinte, o etapă a vieții dumneavoastră la 50 de ani, care a fost etapa administrativă, adică o etapă în care s-au adunat valori. De acum vine perioada a doua, etapa a doua, pregătitoare pentru împărăția lui Dumnezeu. Poate că vom mai trăi. Eu nu am perspective prea mari, doar în nădejdea în Dumnezeu, pentru că sănătatea mea este foarte șubredă, dar poate că peste un timp voi veni eu însumi să stau în genunchi, să mă spovedească părintele și să pune mâna pe cap. M-am bucurat că l-am cunoscut pe părintele dumneavoastră. Mi-a plăcut foarte mult cum rostește rugăciunea, cum rostește ectenia. Puțin v-am invidiat, părinte, puțin mai mult, adică nu țin. Așa? Mă bucur foarte mult. Mi-a plăcut întotdeauna preoții meticuloși care să slujească ca pentru Dumnezeu. Adică și când miști cădelnița, s-o miști ca pentru Dumnezeu. Și când rostești rugăciunea, ca pentru Dumnezeu. Cu toate că le mișcăm și le rostim pentru noi înșine. Dar în noi înșine este chipul lui Dumnezeu și atunci înțelegem că toate le facem ca pentru Dumnezeu. Iubiților credincioși, acum o să vă arăt, și după aceea o să vă vorbesc, dar sper ca să nu vă mișcați de la loc. Vă arăt mânuța dreaptă cu carnea neputrezită pe ea a unui sfânt cuvios pusnic din bucecii noștri. Un sfânt român. Un cuvios părinte. Deci în numele se numește Antonie Munteanu. Această neputrezire, arată ce sfinți avem noi. Te spune, sunteți mândru, părinte? Bucuros. Și mândru. Și mândru. Și mândru, știți de ce? Există și o mândrie mântuitoare. Spre exemplu, întotdeauna i-am spus că da, cuvântul bucuros este extraordinar de frumos. Eu întotdeauna am crezut că este vorba despre o mândrie mântuitoare, spre exemplu, mândria de a fi fost făcuți de Dumnezeu. Să fii mândru că ai fost
iubit de Dumnezeu atât de mult încât a coborât din cer pentru tine. E un lucru extraordinar de frumos, că s-a întrupat pentru tine. Dar, într-adevăr, cuvântul bucurie este mai frumos. Și vă mulțumesc moștilor care, celui care ați rostit. Cred că dumneavoastră ați fost. Vă binecuvintez. Așa am avut învățători mai albi decât mine. Da? Și am învățat ceva și în seara aceasta. Vă mulțumesc. O să folosesc de acum mai mult cuvântul bucuros. Sunt bucuros că neamul nostru și biserica noastră are sfinți care și-au păstrat trupurile neputrezite. Noi știam că avem sfinți mari. Și știam că biserica noastră este o biserică roditoare de sfinți. Pentru că și un pom, dacă nu are roade, este un pom sterb care, după spusa învățătorului și mântuitorului nostru, se taie și se aruncă în foc. Da? Ori nu putem să credem că biserica noastră este un pom care ar fi vrednic să se taie, să se arunce în foc, ci este o biserică roditoare. Că am avut noi smerenie în decursul timpului, atenție un pic, în decursul timpului, și n-am vrut ca să afișăm această valoare sfântă a bisericii noastre, și atunci când am umplut calendarul nostru, am adus sfinți pe care i-au născut bisericilor altor popoare. Avem sfinți mari, vorbeam despre Sfântul Gheorghe din Ida, patronul nostru, și despre sfinții mari, Sfântul Nectarie, am amintit de el, despre Sfântul Dimitrie, zborătorul de Nil. Avem sfinți foarte mari și suntem bucuroși că ei au intrat în calendarul nostru și ne ocrotesc. Dar vă mărturisesc că sunt foarte bucuros că biserica noastră are sfinți mari, sfinți foarte mari. Sfinți care au trăit în pește, în crăpăturile pământului, în ostroavele mărilor. Dar să știți că sunt sfinți care trăiesc așa numita călugăria albă în apartamentele lor. Să știți că în blocurile acestea muncitorești se postește, se ține Sfântul Post. Stau candele aprinse lângă icoane, se pleacă genunchii în crucea nopții. Da. Poate credeți că trăim în orașe fără de Dumnezeu. Nu! Fără Dumnezeu nu putem să facem nimic. Și dacă nu am avea pe Dumnezeu, nu am mai via. Și acum o să vă arăt pe al doilea sfânt. Pe care l-am scos din pământ în 4 iunie, deci acum câteva lunițe, și n-am avut timp ca să-i facem o cutie, să-l punem în ceară. Și o să vi-l arăt așa cum am spus. Aceasta este mânuța dreaptă a cuviosului părinte Mihail Bădilă. Uitați să o vedeți și pe partea aceasta. Are un degețel îndoit, așa ca pentru binecuvântare. Este mânuța pe care n-am curățit-o deloc. Am lăsat-o așa cum am scos-o din pământ. Mâna dreaptă a cuviosului părinte, egumenul de la peștera Ialomiței, Mihail Bădilă, care a trăit în perioada 1880-1957. Are un miros foarte frumos. Când am desfăcut mormântul, veneau valuri de miros frumos din mormânt. În 4 iunie 2015, pe Antonie Munteanu, pe care l-avem acolo, căruia i-am luat mânuța dreaptă, și aceasta este tot mânuța dreaptă, l-am descoperit în 18 noiembrie 2014. Această mânuță, pentru că este așa, o port învelită într-un prosop curat, alb, și dumneavoastră când veți săruta, veți săruta de prosop deasupra, bine? Da. Acum o să o punem înapoi, dar aș dori ca să fiți încredințați de ceea ce vedeți. Pentru că foarte rar vă este dat să vedeți moaște adevărată. Deci, nu sunt la mâna a doua.
le-am scos noi cu mâinile noastre și a fost o mare binecuvântare de la Dumnezeu și o mare bucurie. O negrăită bucurie. Și acum am ajuns în capitală, puznicii noștri. Au ajuns în capitală. O să vă spună, părintele, ceva foarte interesant. Așa s-au dat lucrurile, încât am avut în casa mea, datorită economiei lui Dumnezeu, un veșmânt al părintelui patriarh Teotist. Pentru că eu am adunat obiecte de la mari duhovnici ai secolului 20 în două vitrine. Așa silitor cum sunteți dumneavoastră, părinte, este posibil ca peste un timp, luând modelul pe care îl propun eu, să faceți și dumneavoastră aici, pentru că aveți spații frumoase, niște vitrine de sticlă, în care am adunat obiecte ale marilor duhovnici ai secolului 20. De ce? Pentru... galeria. Aveți galeria doar de chipuri. Eu am un epitrafir, o cruce de binecuvântare, un fes, o metanie de la diferite obiecte și am și biografia lor. Biografia lor. Iar între mari duhovnici ai secolului 20 am socotit eu, îți merita mea minte, că se numără și părintele patriarh Teotist, care a fost un om al blândețelor. Peste timp, când îi se va face troparul, că îi se va face tropar, să știți, acolo va avea aceleași cuvinte care le apare Sfântul Nicolae din Mira Lichie. Tip al blândețelor. A fost un om blând, care a păstorit cu multă pace și cu mult tact duhovnicesc și cu multă dragoste corabia bisericii noastre în vremuri de cumpănă, în vremuri grele, în vremuri în care trebuia să îmbin lucrurile ca să facem așa fel încât să înaintezi în perioada comunistă și a avut pastorație și după aceea în vremurile de libertate, în așa numită tranziție, până acum câțiva ani. Și cerându-i preafericitului părinte Daniel, i-am cerut în scris să-mi dăruiască un epitrafir și un omofor ca să le pun în panoplia marilor părinți duhovnicești, mi-a dat un veșmânt întreg. Și am avut în casă sacosul, partea aceea de deasupra, care are acei clopoței. Și când am fost pregătit să mergem în Bucegi, să desfacem pământul, să găsim sfinții, s-au copt lucrurile, după ce am cercetat peste un an de zile, un părinte mi-a zis, ar trebui să avem o pânză specială, dacă găsim ceva să putem să învelim, înainte să punem în alt sicrin. Și am zis, am sacosul patriarhului Teotist. L-am tăiat în două, l-am desfăcut de ciucurei, l-am tăiat aici pe umeri și în acest fel, unul dintre pusnici este învelit în partea din față și unul este învelit în partea din spate. Și am îmbrăcat pe pusnicii bucecilor în haina patriarhului Teotist. Adevărații patriarhi ai bucecilor, ai munților. Acum v-am adus cu dragoste ca să vă închinați și dumneavoastră și iubiților credincioși, am publicat o carte, lăsați așa, se numește Cuvioșii pusnici din Bucegi. Eu aș fi dorit ca să scriu Sfinții din Bucegi, simplu. Sfinții din Bucegi. Dar pentru că nu putem să ne pronunțăm înaintea Sfintei Biserici, înainte de a se pronunța Sfânta Biserică asupra Sfințeniei lor, am scris cu bună cuvință Cuvioșii pusnici din Bucegi, epopeea Sfinților, jurnalul unor descoperiri sfinte, pe care le-am așezat sub ocrotirea aceste pagini a Maicii Domnului. Aici este Maica Domnului Oranta, rugătoarea. De ce? Pentru că, o să vă spun un lucru pe care îl găsiți în carte scris, în 18 noiembrie, când am făcut săpăturile Bucegi, eram 11 persoane prezente, dintre care 5 preoți. Adică 4 preoți de mir și starețul, părintele Calinic, din Bucegi. În mijlocul nostru, de nicăieri, a apărut o femeie străină, care ne făcea cu mâna. Noi asistam cum se desfac mormintele, aveam 3 oameni care săpau și care au dat părțile sfinților afară, le preluam în mâini să le punem, unii citeau saltirea, altcineva tămâia, fiecare făcea ceva.
Părinte, părinte, ne striga în spate o femeie. Eu m-am întors, am văzut-o și am spus părintului Stareț, vedeți că vă caută femeia aceea. N-avea ce să mă caute pe mine în Bucegi, eu fiind preot de parohie. S-a întors părintele Stareț și îmi spune să știți că vă caută pe dumneavoastră. Foarte interesant. Am plecat doi pași de la urmând, am întâlnit-o și pentru că de o vreme destul de mult am învățat ca să-i strâng în brațe pe oameni, am făcut și cu ea, cu această femeie, același gest. I-am pus mâna pe cap și am strâns-o în brațe și am schimbat câteva vorbe cu ea. Și ca să o fac părtașă acestei lucrări, să nu cumva ca atunci când pleacă dintre noi să creadă că ce-am făcut noi ceva necuvincios, am zis, hai să-ți arăt cum scoatem noi sfinți din pământ. A venit și s-a uitat și a zis, mari sfinți, mari sfinți, și la noi sunt mari sfinți, Atalos, Zoticos, Filopos și Camasis. Și am spus, sunt sfinții din Dobrogea. Da, zice, sunt sfinții din Dobrogea. Și cu aceasta a plecat. Băiatul meu, care este acum aici, mă însuțește, absolvent de teologie, deci nu copil mic, el filma și fotografia tot ce făceam noi, împreună cu un alt copil care filma și fotografia. Și să vă spun, femeia nu a rămas imortalizată pe nicio imagine, nici pe fotografii, nici pe filmări. A văzut-o că s-a dus lângă un cerceaf pe care noi îl întinsesem pe zăpadă, că în 18 noiembrie deja dăduse un pospai de zăpadă, cam 5 cm. Și scoseseram pe pusnicul acesta. Aici avem niște oseminte goale, vedeți? Celelalte care vi le-am arătat sunt carnea pe ele. Și o să vedeți de ce. Acesta era deja scos. Și poate întrebați, dar de ce era deja scos el și nu celălalt, să spunem? Pentru că atunci când am văzut că trupurile sunt neputrezite, ne-am îngrijorat. Și am zis, stop! Am zis, lăsăm trupul acesta neputrezit, în timp scoatem pe cel care este putrezit. Și după aceea ne ocupăm de celălalt, poate că Dumnezeu ne luminează ce avem de făcut. Să fiți atenți. Iar acea femeie s-a dus lângă cerceaful pe care erau întinse osemintele pusnicului, acela un pusnic necunoscut, anonim. S-a pus în genunchi pe zăpadă și a sărutat picioarele aceluia. Și după aceea a plecat, dar nimeni dintre noi nu știe unde a plecat. După un timp, după 4 zile, eu am scris jurnalul acelei zile, când ziua în care am săpat, și când am ajuns să scriu despre apariția acelei femei străine, n-am știut ce să scriu. Și am început să dau telefoane la ceilalți care au fost. Și fiecare au spus câte ceva, ce au auzit, ce au văzut. Și punând cap la cap realitățile, în smerita noastră minte și cu sinătatea inimii noastre, am îndrăznit ca să credem că a fost Maica Domnului în trup. Pentru mine a fost o mare binecuvântare și de aceea Părintele când a spus și m-a strâns în brațe și am simțit că îmi dă o căldură ca un părinte, acum îi spun Părintelui că a stat pe același piept pe care a stat femeia străină din Bucegi. Iar dacă mă întrebați, părinte, ce spuneți despre sfinții pe care, sau despre cuvioșii din Bucegi, eu voi spune, așa cum se spune în cult, toată gura să tacă. Adică eu nu mai spun nimic. Că a spus acea femeie străină, privind în groapă, mari sfinți. Mari sfinți. Și mai mult decât atât, a făcut mărturie și vă spune acum părintele, să fim foarte atenți, neamul nostru, la sfinții de Dobrogea, Atalos, Zoticos, Filipos și Camasis. Pentru că nu în zadar, acea femeie i-a numit. Antonie Munteanu este născut în 1 octombrie. Îi aveți aici. Extraordinar. Știți de ce spun că este extraordinar? Că suntem sub ei.
Am fost în 25 mai 2015 la Cincu, unde au mers trupele americane. Și am intrat în biserica din Cincu și acolo i-am primit pe capelanul americanilor și pe însoțitorii lor în biserică și le-am vorbit, profețindu-le că vor fi creștinați peste timp. Nu mai insist că e o poveste delicată, dar că vei spune, dar nu-s creștini. Mai vorbim altădată, dar așa au fost rânduiți în biserică, încât deasupra lor erau patru medalioane, Zoticos, Filipos, Atalos și Camasis. Iar acum îi avem deasupra noastră. Da. Ce să vă mai spun? Apropo cu Cincu, spuneți-ne cum ați întâlnit la prefectură cu ei singurul preot ortodox român acolo? O, povestea este tulburătoare. Și se referă la întrebarea, dar de ce au ieșit Sfinții din pământ în Buceci? Este o întrebare. M-a provocat domnul Sterian ca să vorbesc și mă îndrăznesc și vă spun. E un mare provocator, da. Haideți ca să îndrăznim. Oricum, eu am scris ceva pe coperta din spate a acestei cărți. Nu știu dacă nu aveți până acum. Am scris ceva acolo și sunt publicate și fotografii înăuntru cum întâlnesc pe acei oameni și o să vedeți, părinte, pentru dumneavoastră, cred că o să găsim aici repede o fotografie interesantă, o vedeți? Aceasta este sub Zoticos, Atalos, Filipos și Camasis în Cincu. Uitați-vă ce este aici. E o poveste tulburătoare. Bine. Nu știu dacă ați făcut bine când m-ați provocat să vorbesc. Am învățat un lucru simplu în teologie, toți. Și vi-l spune și în asta. Dumnezeu nu face lucruri inutile. Deci este un lucru foarte important. Întotdeauna când se întâmplă ceva, și pentru că tot făceam referire la acel accident, să știți că nu este inutil. Are utilitatea lui. Dumnezeu în economia lui știe de ce am găduit ca să se întâmple ceva. Slavă ție, Doamne, slavă ție pentru toate. Pentru toate câte se întâmplă în viața noastră. Și sigur că m-am întrebat și eu. Întrebarea simplă. Dar de ce au ieșit Sfinții din Buceci acum și nu altă dată? De ce în acest context? Și ei m-au lămurit. De ce m-au lămurit? În perioada Paștelui, omul care i-a scos pe ei din pământ, în ziua de izvorul tămăduirii, care este o sărbătoare închinată Maicii Domnului, doream să vă spun că și Antonie este născut în 1 octombrie de acoperământul Maicii Domnului, iar acel pusnic de acolo, eu acum fac niște paranteze, că oricum e informație foarte multă, acel pusnic a fost îngropat în 1938 de către Antonie și de către Mihail, pentru că într-o noapte Maica Domnului a poruncit lui Mihail, du-te în poiana Obârșie, este o poiană din vârful Bucecilor, și ia pusnicul de acolo. El a crezut că e o ispită de la cel rău, dar s-a repetat acest cuvânt, această poruncă, iar dimineața acestea se găsesc în Patericul Românesc, scrise de Ioanichie Bălan. Da? Acesta, egumenul, l-a întrebat pe duhovnicul său Antonie. Zice, părinte Antonie, știi vreun pusnic în apropiere, în plana Obârșiei? Zice, nu știu, dar noi departe, hai să mergem să vedem. Și ducându-se au găsit un pusnic mort, înșezut pe un buștean. Era vara, în 1938. L-au pus pe părintele Mihail, a zis, hai să-l îngropăm. Iar Antonie a zis, nu, că nu ți-a spus Maica Domnului să-l îngropăm, ci a zis, du-te și ia pusnicul. Și atunci l-au pus pe o cracă de brad, ca să nu-l care în cârcă, și l-au tras până la bisericuța mănăstirii din Valea Lubiței, l-au prohodit și l-au îngropat din jos de bisericuță. Și când i-am găsit acum, deci de ce i-a sărutat Maica Domnului picioarele? Sau cui a sărutat? Aceluia care în 1938 i-a purtat de grijă, murind vara, să nu se strice și să nu-l mănânce vulturii, trimițându-i pe aceștia.
Și când i-am găsit, rațiunea noastră ne-a spus, gândirea noastră, să știți că rațiunea e o harismă de la Dumnezeu, foarte importantă. Cu siguranță am zis acești doi pusnici, Mihail și Antonie, l-au socotit ca sfânt pe acela pe care Maica Domnului, căruia Maica Domnului a purtat de grijă ca să fie înmormântat. Și în decursul timpului i-au aprins lumânări la mormânt, iar când au murit, au cerut să fie mormântați unul de-a dreapta și unul de-a stânca. Și așa i-am găsit. Pe pusnic în mijloc, desculț, înmormântat fără însemne preoțești, numai cu dulama pe el, și fără sicriu, cu două lăturoaie, adică cu două scânduri groase puse deasupra în formă de V, sau de literă A, V cu vârful sus. Iar pe cei doi, unul în dreapta și unul în stânga, pe amândoi am găsit cu semne preoțești, unul cu epitrafir, iar la celălalt am la mine aici, am adus și vericuța, o vericuță de la mânecuță. Știți, mânecuțele de la veșminte au vericuțe. Și așa a vrut Dumnezeu ca să se lipească de mâna neputrezită o veriguță, ca să rămână mărturie că a fost preot. Acesta este semnul că a fost preot. Dacă vreți să desfaceți, domnul Stălian, să vă arăt și acest, cu câtă migală Dumnezeu a avut grijă de ei, ca să fie cunoscuți. Uitați, aici este o șuviță de păr din capul părintelui. Uitați, părinte, e ca un spic de grâu. Din capul părintelui Mihail și aici este veriguța de la mânecuța cu care a fost înveșmântat la mormântare. Iar la Antonia am găsit o bucată din epitrafir neputrezită, exact bucata, aici are cruce, cruce, partea aceasta cu crucile pe ea, neputrezită deloc. În fine, sunt mai multe de spus, dar am insistat pe aceste lucruri ca să observăm de cât de apropiată este Maica Domnului de acești Sfinți. Da. Și acum să vă spun. În ziua izvorului tămăduirii am primit un telefon de la un primar care a zis, părinte, sunteți invitat în data de 20. Deci dacă o să uitați în calendar, în 2015, 20 era lunea. În 20 aprilie, la prefectură, în Brașov, la o întâlnire cu ofițeri americani care urmau să vină în țara noastră. N-am refuzat. Nu am refuzat provocările, cum nu v-am refuzat provocarea dumneavoastră. Lunea am dat telefon, că eu nu sunt protopop de Brașov, ci de Bran Zărnești, de lângă Brașov. L-am sunat pe părintele protopop să-l întreb de la Brașov, sunteți invitați? Ce? Nu, nu știu nimic. Prima dată am vrut să nu mă duc. Am spus eu capcană, eu ispită și nu mă duc. Dar după aceea am zis, mă duc. De ce să nu fiu eu acolo? M-am dus la prefectură, m-am dus la agentul, la polițaiul care era acolo la intrare, i-am spus ce doresc, unde vreau să merg. M-a condus la camera 130, unde era întrunirea. Nu era nimeni în camera, am intrat, eram primul venit. Am stat pe un scaun și am început să mă închid. Să mă rog. Să mă și întrebare ce caut eu acolo. Am început să vină tot câte unul, tot câte unul, tot câte unul, anumiți oameni care sunt, pe care nu-i cunoșteam. Directori ai deconcentratelor, așa se numesc, adică instituții de stat cu responsabilități în județ. Și, bine, mă mai salutau, eu aveam, eram în reverendă și aveam crucea șaguniană, crucea Mitropoliei Ardealului pe piept. Mă salutau, îi salutam și eu. La un moment dat au intrat mai multe persoane, vorbeau în engleză. Inclusiv, eu nu vorbesc în engleză. Nu vorbesc, dar ar fi bine, n-ar fi, nu este rău. Creștinii nu disprețuiesc niciodată nimic. Bine? Să învățăm asta. Creștinul nu disprețuiește niciodată nimic. Nici gunoiul nu-i de disprețuit. Pentru că dintre toate cele ce există, nu există nimic făcut de altcineva decât de Dumnezeu. Indiferent cum sunt, în ce stare sunt, dar sunt lucrări ale Dumnezeu și creștinul nu disprețuiește nimic
din lucrarea lui Dumnezeu. Nici cioburile nu le disprețuiește. Și acum, când au intrat, domnul prefect s-a îndreptat spre mine, mă cunoștea și a zis, ce face aici, părinte? Acum eu trebuie să vă spun povestea cum este. Eu m-am mirat și eu că el nu știe că sunt invitat, că el era gazda. Și atunci eu am zâmbit și am zis, sunt ofițer acoperit. Dar a fost o glumă. O glumă pe care nu, încă nu știu cum a luat-o. Dacă a luat-o de bună sau de nebună. Oricum, acum vă spune părintele, un ofițer acoperit nu spunea că este ofițer acoperit. Așa. Și între cei ce au intrat, observ că este un tânăr care îmi face cu mâna. Nu-mi vine să cred. Răzvan Blaji. Un tânăr din Moieciu de Jos, din parohia mea, născut și crescut în prima casă lângă biserică, cum am zice noi, la umbra Sfinților. Ce se întâmplase? Acest tânăr, de 28 de ani, vârsta lui, prin lucrarea lui Dumnezeu a ajuns dregător, adică traducător, al acestor ofițeri americani care veneau să pregătească, veneau anticipat, să pregătească venirea trupelor americane în România. Și îmi face cu mâna, eu mă ridic, mă duc spre el și zice, eu am mijlocit ca să veniți, pentru că a trebuit să îi dau câteva persoane influente din zonă care ar fi bine să fie prezente la această întrunire. Și așa m-am trezit eu, acum o să fac o paranteză, e forțată asemănarea, Iosif din gloapa morții, vândut cu 30 de argenți, a ajuns dregător, așa a ajuns Răzvan dregător, dar dregătoria lui nu avea sensul acesta în sine să ajungă el dregător, ci ca să aducă după aceea familia într-o zonă unde s-a dezvoltat poporul lui Dumnezeu. Așa și dregătoria acestuia avea rolul, până la urmă, printre multe altele, și să mă facă pe mine să fiu prezent în acel loc. Rămâneți aici, domnul Stăriar. Rămâneți. Nu că eu am o cursivitate când vorbesc și îmi întrerup lucrurile. Dar și eu la fel. Când se mișcă cineva în biserică, vorbește, la fel. La fel. Îl binecuvântăm și bine că mișcă. Domnul înțelește să nu vedeți, e bine să ne... acum fac paranteză, dar sper ca să nu pierd firul ideilor. Câteodată sunt supărat că e gălăgie în biserică și pe aia zic, ce bine că e gălăgie în biserică. Ferească Dumnezeu să fie biserica goală. Da. Sau oamenii să fie... Ei, chiar paranteza aceasta este foarte importantă și pentru că vreau să vă spun un lucru. Biserica este reflexia raiului, iar raiul este locul libertății. Și mi-a plăcut, îmi place când oamenii se foiesc în biserică. Te duci la instituții, trebuie să stai drepți. Te duci nu știu unde, trebuie să stai drepți. Și m-am întrebat, dar oare în veșnicie, chiar Sfinții Îngeri sunt tot timpul încolonați? Sau se mișcă în jurul tronului Dumnezeu ca fluturii în jurul lămpii, în luna mai? Știți cum aleargă fluturi? În libertate. Și cred că aceasta este dragostea lui Dumnezeu care le îngăduie și binecuvintează ca să se miște și să cânte în libertate. Nu cred că este militarie în rai, ferească Dumnezeu să fie militarie în rai. Iertați, ca să fie o foială cu folos, rog pe cei de la ușă care au blocat intrarea să treacă în partea asta la alta, în biserică. Asta altceva, am vrut să fac. Vreau altceva, bărbații care sunt acolo să vină pe aici pe ușa de la alta. Da, da. Adică că am blocat intrarea și nu vreau să stea nimeni. E bine așa. E bine așa. Asta a fost rostul foiei. Da, nu e nicio foie. E foarte bine. Aceea sunt și pădurile cu gasă. Că se foiesc. Bine. Haideți ca să mă întorc la ceea ce ține de provocarea domnului Stelian. Da. Eu am socotit că această provocare să mă duc la acea întâlnire era urmare a harului Sfinților din Buceci. Ei au rânduit să mă duc într-un loc unde să aud eu cu urechile mele
ce se pune la cale. Pentru că s-a discutat ce se pune la cale. Adică cum venim noi și cum ne priviți voi, cum ne primiți voi. Ce avem noi de făcut și ce aveți voi de făcut. Sigur că lucrurile erau delicate. Delicate de ce? Pentru că venea un musafir în casa noastră și ne spunea nouă, tu stai în curte pe partea dreaptă, tu stai în curte pe stânga, când intru eu, tu mă saluți, tu îmi dai un buchet cu flori, bine? Ca să se vadă că eu am venit invitat de tine și că sunt primit cu brațele deschise. Și tu vii și mă săruți, bine? Da, sigur. Tu faci fotografii. Le spunea la fiecare. Tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta. Tu faci fotografii ca să avem amintiri în timp ce frumos a fost când veneam noi la voi. Așa. Da. E bine, eu am stat acolo în... A fost interesantă întâlnirea. Nu trebuia să mă provocați să spun public că e delicată, tare. Dar nu e nimic. Mesaj, suntem în biserică și Dumnezeu mă va apăra. Mă va ocroti Dumnezeu. La două, trei vorbe, acel domn care avea 4 adiotanți ai lui, acel ofițer, spunea celor de față, aveți nevoie de bani, nu vă faceți probleme, vă dăm cât doriți. Mai spunea ceva în engleză și se traducea, că eu nu vorbesc engleză, dar... Și la sfârșit a spus, dacă aveți ceva de spus careva și de unde să stau eu cu minte, am ridicat eu mâna, așa ca un școlar, să spun ceva. Un ofițer român de rang înalt, care era și el îmbrăcat în uniformă specifică NATO, așa, mi-a făcut semn să stau liniștit. Și eu am vrut să stau liniștit la semnul lui, dar mă văzuseră acesta. Și a zis, haide. Și eu am spus, bine, am spus mai multe, dar știu așa esența. Am spus, știți, vă rog frumos, pe unde mai mergeți? Nu mai spuneți că ne dați bani. Că ajunge că veniți să ne apărați, nu? Că zic, mi-e mase treaba. Nu-i bine să spuneți că ne dați bani. Oh, yes, hai. Așa. Și am mai spus ceva, pentru că era programat ca să vină cu trupe terestre și cu elicoptere și cu survol de avioane pe traseul care venea de la Constanța la Cincu, cu opriri în anumite locații. Ploieștiul, spre exemplu, era foarte important. Acolo au fost bătălii foarte mari odinioară și trebuia să se oprească în locuri de memorie istorică, valoare istorică ale neamului nostru. Și acum chiar așa s-a întâmplat, cum a fost programat atunci, le-am spus, nu e bine să mergeți și cu elicoptere și cu avioane, pentru că lumea e speriată că va veni un război și nu știu că sunteți dumneavoastră, că sunteți prietenii noștri. Lăsați, veniți doar așa. Și a zis, bună, idee bună. Și a văzut că și un preot poate să fie util în economia gândirii unor probleme. Și atunci i-a spus lui Răzvan să-l inviți pe el și când vom veni cu trupele și ne întâlnim în piața din Brașov, să facem cunoștință cu capelanul nostru, adică cu preotul trupelor respective. Fac o paranteză și vă spun că totul s-a întâmplat așa cum a fost programat și s-a întâmplat bine. În televiziune nu s-a dat tot. S-au dat frânturi pentru că oricum informația trebuie să circule, dar a fost o mișcare mai puțin temperată, așezată, liniștită, ca să nu se creeze panică, dar pentru ca totuși să nu vină așa ca la o casă fără stăpân, au provocat pe tinerii noștri militari de la liceul Mihai Viteazu din Ploiești la două bătălii, ca la Smârdan, un fotbal și un basket. Deci s-au bătut totuși soldații noștri cu soldații lor într-un meci de fotbal și într-un meci de basket și strategia a fost ca să-i bată ai noștri ca să poată să se bucure și ei că au avut o glorie, au purtat o glorie și poate peste timp și timp în istorie se va scrie de bătăliile de la Ploiești în care ai noștri au învins. Da,
eu zâmbesc și vă spun cu drag, cu drag și cu multă iubire, că știu că totul se face sub ochiul atent al lui Dumnezeu, al Dumnezeului celui preanalt, că le știe pe toate. Și nimic nu se face fără El. Așa ne-a descoperit în Sfânta Scriptură, fără mine nu puteți să faceți nimic. El le știe pe toate, eu zâmbesc pentru că sunt lucruri care par la un moment dat și tragice, dar și comice. Oricum, la ora actuală, să o spun așa, în 14 mai am fost invitat din nou să mă întâlnesc cu ei în Brașov, în livada poștei. Bine, am fost mulți la întâlnire, dar dintre preoți, așa a fost rânduit ca să fiu eu, m-am dus și l-am luat pe părintele lor îmbrăcat în haină militară în brațe. Și l-am ținut vreo 3 minute în brațe continuu și vorbeam la ureche în românește, iar Răzvan, da, l-am strâns așa ca un urs cu brațe de vrănea, așa, dragul de el. L-am întrebat de unde este, a zis că este din Puerto Rico, l-am întrebat dacă este căsătorit, a spus că da, și soția lui e în Germania, ei au viață delicată. Și avea 3 copii. Și am spus, uite, îi traducea Răzvan, că a fost în apropiere, a venit repede și a zis, chiar dânsul este cel capelanul cu care trebuia să vă facem cunoștință. A fost interesantă întâlnirea oricum, pentru că erau 400 de soldați americani plus soldați români și m-am dus direct la unul și l-am luat în brațe. Și era tocmai capelanul lor. În carte este și o fotografie cu el și cu câțiva alți soldați americani, dar i-am spus, uite, când va veni soția ta sau vor veni cu copiii poate într-o vacanță, aș dori ca să fiți invitații noștri, să vă fac cunoștință cu familia mea, ca să aveți și dumneavoastră prieteni între noi. Și mi-am adus aminte că abia cu câteva zile înainte, părintele din Cincu, care mi este prieten, m-a invitat la un taina Sfântului Masu. Și am zis, uite, 25, adică peste 10 zile, sunt chemat la Cincu, haideți și dumneavoastră să ne întâlnim în biserica noastră din Cincu. Și în acest fel, acești oameni, în 25 mai, intrau pentru prima dată într-o biserică ortodoxă, tocmai la Cincu. Și așa cum vă spuneam, erau medalioanele cu cei 4 sfinți, Atalos, Zotikos, Filipos și Camansis. Nu, eu arăt? Acolo erau. Aici sunt. Deci erau, eu arăt unde erau. Erau 4 medalioane pe partea aceasta. Și le-am ținut un discurs frumos și am îndemnat pe oamenii din Cincu să îi ocrotească că sunt niște tineri veniți din diferite țări care au și ei misiunea lor și ascultă și ei de alții care știu mai mult decât ei și mai mult decât noi de ce, cum, cine, când. Da? Sunt întrebări la care va răspunde vor răspunde cei de după noi. Știm și noi răspunsuri, destul de multe, dar acești sfinți fac parte din economia acestei lucrări pentru că pe internet există un articol publicat de cineva care eu nu-l cunosc, nu l-am văzut niciodată, și care vorbește despre un accident de elicopter din 2010 în Bucegi și spune că acel om care a fost prezent de față la accident, elicopter în care erau 9 soldați israelieni. Și spune că, la un moment dat, au ieșit din pământ 3 sfere, care s-au prefăcut în 3 bătrâni, care au luat cu mâinile elicopterul și l-au lovit de stâncă. Și că în acel elicopter puseseră din timp niște cutii mari. Atât. Dar dați să vă mai spun ceva. Din botez... A fost un accident normal. E reală povestea. Nu, dar nu din cauza ajutorului. Nu știu. Dar ceva știu. Pe Mihail Bădilă în botez îl cheamă Moise, iar pe Antonie Munteanu în botez îl cheamă Aron. Este Moise și Aron. Ceea ce este real, nu este o poveste. Deci nu este o poveste.
este real și pentru mine este tulburător. Îndrăznesc în smerita mea minte să cred că acestea sunt mânuțele care au ieșit. Nu știu dacă așa este. E prea mult ce v-am spus. E prea mult. Dar vreau să vă spun ceva. Să nu vă temeți. Avem Sfinți, iar Sfinții sunt ai lui Dumnezeu. Și atâta timp cât Dumnezeu dorește ca Sfinții să iasă inclusiv din pământ, înseamnă că El ne încurjoară cu har, cu binecuvântare. Și vreau să vă spună, Părintele, ceva. Suntem un popor îngenunchiat acum. Atenție un pic. Prin arme nu facem nimic. Prin iubire cucerim tot. Sfinții Părinți ne-au învățat valorile fundamentale, ascultare, smerenie, răbdare și iubire. Să nu uitați acest lucru. Poporul nostru, să știți că în decursul istoriei n-au biruit, cum zic unii, din hârlețe și din coase, arme, paloșe, toiașe, lancea făurii română să se lupte cu păgânul, se luptau băieți și fete și bătrâni adunați încete. Nu, ci harul Dumnezeu ne-a păzit. Dragostea, răbdarea, iubirea, ascultarea, acestea au fost armele cu care noi am biruit. Și vreau să vă spună, Părintele, ceva. Am fotografii în acest sens. L-am avut pe Antonie cu mine la cincu. Le-am arătat mâna neputrezită a Sfântului și le-am spus, aceasta este arma cu care noi am dăinuit în istorie. Peste timp, există înregistrare în ce vă spun. Urmașii voștri vor avea biserici ca ale noastre, vor avea sfinți pictați ca ai noștri și urmașii voștri vor avea mâini neputrezite. Prin această zicere, dacă cineva vrea să ia aminte, am predestit încreștinarea lor, dar prin dragoste. Și le-am spus, acum eu sunt la pescuit și am întins un năvod în care voi cădeți ca niște peștișori. Este năvodul iubirii lui Hristos. Vă luăm în brațe și nu ne ucideți. Pentru că dacă ne-am uitat crunt la voi, s-ar putea să ne ucideți. Vă luăm în brațe. Vă strângem în brațe și vă arătăm valorile. Și aceasta ne va cruța și vom dăinui. Și peste timp, iubiților credincioși, ne vom ridica și vom fi ce am fost și mai mult decât atât. Vreau să vă spun ceva. Când un tsunami, știți ce este tsunami? Vine spre tine. Dacă ești neînțelept, te pui în fața lui să-l oprești și te ucide. Dacă ești înțelept, îngenunchezi, te apleci, trece peste tine și te ridici și mai ești și spălat. Atenție! Vă îndemn, iubiților credincioși, și cu aceasta voi încheia seara de astă seară, să fiți oameni buni, să aveți nădejde de Dumnezeu. Noi nu avem Dumnezeu mincinos, care ar fi promis străbunilor noștri, vă voi purta de grijă și El să uite acum sau să-și întoarcă vorba. Nu. Ci avem Dumnezeu drept, iubitor, cald, ocrotitor. Și să știți că nu păcatele noastre și ale copiilor noștri își vor spune cuvântul, ci dragostea de Dumnezeu a străbunilor noștri care au postit cu mămăligă coaptă pe mandră și cu cartofi tăiate în două, pe jărate. Pentru că Dumnezeu privește până la al miilea neam pentru cei ce îl iubesc pe El. În cimitirele noastre să știți că sunt străbunii noștri, indiferent că sunt cimitire de orașe sau de sate.
Da, e sâmbăta morților. Să vă pomeniți morții. Să-i pomeniți ca pe sfinți, iubiților credincioși. Aduceți-vă aminte că erau bolnavi și mergeau la servici să aducă în geantă ceva bun pentru tine. Aduți aminte de copilăria în care ieșai în fața tatălui pe hol, pe scară, la bloc, să-l buzunărești. Ce mi-ai adus, tăticul? Să nu uiți de el. Să nu uiți. Cea mai frumoasă zicere pe care a spus-o cineva în literatura română este a lui Ebreanu, în romanul Ion. I-a spus băiatului lui, să nu uiți, dragul tati, să nu uiți niciodată. Este cel mai frumos lucru să ai memorie, să ai ancoră în viață. Și pentru credința lor, Dumnezeu a binecuvântat neamul nostru. Și acum o să vă spun ceva ciudat. Tare mă tem că emigranții, cum se numim, acei refugiați, îi numim așa cum sunt numiți în mass media, a căror lucrare adesea se numește mass media Exodul. Vedeți că scrie Exodul. Ah, e interesant. Cuvântul Exod s-a folosit în istorie doar pentru ceva și pentru cineva. O lucrare a lui Dumnezeu, specifică poporului ales al lui Dumnezeu. Dar acum văd că mișcarea acestei populații spre Europa se numește tot Exod. Dar eu tare mă tem că ținta acestei populații este spațiul nostru. Și culmea, ce vă spune Părintele, teritoriul nostru este înconjurat de Duhul Sfânt ca de un foc, ca un cer de foc și nimeni nu vrea să intre aici. Nu că i-a oprit cineva, nu pentru că noi n-am vrea, ci nu vor să vină. Nu vor să vină, nu Părinte, nu trebuie să amestecăm lucrurile. E vorba de bani. Bani sunt peste tot pe pământ. Să nu credem noi că acei oameni sunt plătiți să meargă în Germania. Doamne ferește, așa ceva numai în vise. Sau să meargă în Franța. Nu. Vedeți că Ungaria, spre exemplu, îi stochează. Ungaria are un interes. Sunt lucruri foarte interesante. Dar v-am spus prea multe. Oricum, mișcările care se petrec acum, cred că țintesc și privesc spațiul nostru, neamul nostru care, atenție, nu spun ceva nou. 25 de ani a fost predispus la pieire. Adică, pe bani, atenție un pic, pe bani, că te întreb, atenție un pic să vedeți, nevastă mea rămâne gravidă și vine vecinul și zice, pe sucar, zice, îți dau niște bani să faci avort. Păi eu nu te dai, ce ai tu cu nevasta mea, mă? Adică dai tu banii tăi să fac avort nevasta mea? Nu cumva vei să-mi stârpești neamul ca să-mi moștenești casa? E o întrebare, nu? Că extinzând această realitate, zicem, dar ce interes aveați voi alții să ne dați nouă bani să omorâm 20 de milioane de copii în pântecele mamelor? Că li s-ar subvenții. Și mănușile au fost subvenționate. Da, au spus drepturile omului. Iar 4 milioane de tineri care sunt productivi, genetic, au fost invitați încet către afară. Sigur că dacă cineva m-ar auzi acum, care ar vrea să-mi dea o replică, zice, mă, părinte, nimeni nu vi-a luat cu forța, mă. E adevărat? Dar dacă mi-a închis șurubul la fabrica 23 august, păi unde să meargă să-l câștige, părinte? Că mi-a închis tractorul, mi-a închis steagul roșu, mi-a închis minele, mi-a închis... Deci dacă mi-a închis pentru că veneau, ordine așa, zice, dacă nu se face și nu se trece, nu vă mai dăm și nu vă mai facem. În fine, problema este delicată. Delicată, dar... Acest neam al nostru a fost predispus. Să știți că cei ce suntem aici, dacă mai sunt vreo 6 productivi genetic, restul suntem bătrâni. Restul suntem bătrâni. Adică noi nu ne mai mulțim. Noi râdem, citim, glumim, mergem cu autobuzul, cu trolebuzul. Să știți că 25 de ani, în 30 de ani, noi ne curățim. Ce rămâne în urma noastră? Gol. Nu rămâne gol. Nu rămâne gol. Nu rămâne gol. Există cineva care, repede când s-a făcut băncuța liberă, zicea că mă așez eu. Da? Sigur că da. Ei, iar cineva zice așa, zice, ca să nu te pui tu, Georgele, îl pun eu pe Vasilică. Nu știu dacă ați înțeles pilda.
Vasilica zice, bă, eu nu vreau să mă duc acolo. Lasă-mă, ia 20.000 de euro și du-te acolo, stai pe bancă, să nu stai un el. Nu știu dacă ați înțeles cu el. Că zice că nu-i pentru cine se pregătește, ci pentru cine sosește. Și mi se pare că... Nu mai zic nimic. Uitați, dar de vreo 5 ori am spus că nu mai zic nimic. Eu nu venisem să vă vorbesc despre aceste lucruri și despre Sfinții din Bucegi, dar la întrebarea de ce au ieșit, aduceți-vă aminte cei de vârsta mea sau mai în vârstă, aveam 52 de ani. M-a întâlnit Dumnezeu foarte mult. Deci am 52 de ani și 20.000 de injecții. Asta este omul din fața noastră. Bun. Și acum, aveam o legendă în cartea... 26 de preoție. M-a îndurat Dumnezeu foarte mult. Când eram seminarist la Cluj, era perioada în care muncitorii ieșeau din fabrici să demonstreze pe străzi împotriva cursei înarmărilor. Vă aduceți aminte? Și muncitorii mergeau în coloane pe străzi cu plancarde și făceau din ce Dumnezeu? Zăpadă artificială, îi ziceam noi. Făceau cât un porumbel alb și îl purtau așa, porumbelul păcii. Și strigau pe stradă. Eu eram seminarist, eram un copil. Și ferestrele dormitoarelor noastre dădeau către piață. De ce vă spun acest lucru? Plângeam la fereastră. Pentru că credeam că într-adevăr va fi un război greu. Că se demonstra pentru pace. Și atenție! Îi spuneam lui Dumnezeu așa, te rog să mă îngădui să slujesc o singură sfântă liturghie. Și am să vă și vă 3.000, peste 3.000, da. Dar nu pentru că am fost eu vrednic, ci pentru că mare este Domnul, Dumnezeu nostru. A fost o lecție. Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Este o scriere pe o icoană făcătoare de minuni din Ucraina. Făcătoare de minuni, a Maicii Domnului. Zice, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Dar cred că am făcut o paranteză care m-a făcut să uit. Nu, lăsați. Lăsați. Exista o baladă în cărțile noastre, aduceți-vă aminte, numită Moartea lui Geru, în care se spunea așa, la un moment dat. Adică, Geru a fost rănit. El avea un cal alb, frumos, cu care se înțelegea ca și cu un prieten și care l-a scos din multe încurcături și care acum, bietul cal, îl vedea pe stăpân căzut și rănit. Era și un tablou, o scenă în care rănitul era jos și calul privea spre el și cu piciorul săpa groapa. Și Geru îi promite calului, nu fi trist, va veni vremea când armate și voi afară și veseli vom trece noi iară prin suliți și spăgi înainte să țină potrivnicii minte că-s vii când e vorba de țară și morți în morminte. Și știți de ce v-am spus aceste cuvinte? Că-s vii când e vorba de țară și morți în morminte. Dumneavoastră credeți că în închipuirea mea m-am putut gândi că acel copil de cioban va urca în Bucegi să scoată cu mâinile lui trupuri neputrezite de sfinți? Doamne! Doamne! Iar acum ne-am adus să le vedeți. Sigur că unii vor spune, măi, tu umbli cu oase de morți să se închine oamenii la ele. Să spună ce doresc ei. Continuăm să iubim. Să ne acuze de ce vor ei. Continuăm să iubim. Să știți că în primele veacuri creștine, creștinii erau omorâți, mai ales pentru că se duseseră vestea că sunt carnivori, că
că mănâncă carne de om. Că auziseră păgânii că ăștia mănâncă trupul și bea sângele unuia din Nazaret. Ei se împărtășau drăguții de ei. Dar în smerita minte ceilalți îi acuzau că mănâncă trupuri de om. În zilele noastre ne acuză de multe. Nu contează ce zic ei. E important să iubim și să mergem mai departe. Pentru că, atenție un pic, caii nu merg singuri la destinație, ci trag după ei și căruța. Da? Deci Sfinții lui Dumnezeu din popor nu merg singuri spre rai, ci trag după ei tot popor. Că mare este Domnul Dumnezeu nostru. Acum puteți să... Ați venit cu două cărți, nu cu una. Înainte de asta vreau să spun că sâmbătă la parastasul care îl vom face la ora 9 și în cadrul cărei vom pomeni pe toți mari părinți duhovnicești ai acestui neam, îi vom pomeni și pe părinții duhovnicești, pe cuvioșii părinți și sfinți din Bucegi. Chiar ne-am bucurat sâmbătă la ora 9, dacă ați veni, dacă ar veni câțiva tineri îmbrăcați în port popular. Și poate ajută Dumnezeu să procurăm și un drapel național. Ștefan, poate mă ajuți. Ca sâmbătă la această pomenire și la acest parastas să facem cu adevărat o sărbătoare românească, creștinească, națională și ortodoxă. De ce vă spun de a doua carte? La prima v-ați referit, ați prezentat-o, în ea sunt prezentați părinții duhovnicești pe care ne-ați și adus în carne și în oase. Și pentru care fapt vă mulțumim în mod deosebit, mare dar. Înaintea cărții de față, pe care ați scos-o de curând, nici de două luni, în primăvara acestui an, părintele a scos o altă carte, practic a doua în ordine cronologică, dacă nu mă înșel, asta ar fi a treia în ordine cronologică, numită Toiagul Odrăslit. Dialoguri inedite, zburând peste prăpăstii. Dialogurile telefonice și teologice. Telefonice dintre părintele Gheorghe Colțea și o deținută din pușcărie, Mihaela. Despre ea și despre cartea asta vreau să ne vorbiți. Ei, aveți o surpriză. Ambele cărți pot fi cumpărate de la Pangaș. Aveți o surpriză mare pentru că Mihaela, care i-am devenit duhovnic, de când era deja în închisoare, drăguța de ea, și care a devenit coautare la carte, pentru că ea mă întreabă și eu răspund. Ea îmi spune păsurile ei și eu încerc să-i dau sfaturi. Este o carte unică în peisajul literaturii ortodoxe românești, cel puțin știm de aici, pentru că este o carte de dialoguri între un duhovnic și o femeie torsionată, necăjită, tristă. Căreia eu i-am spus un lucru. Tu ești ca mine, doar că ai avut neșansa să fii prinsă. Iar eu ți-am mai devenit și duhovnic peste toate. Să știți că în viață putem să greșim cum nu ne așteptăm. Uite, spre exemplu, dau un exemplu. Mintea slabă sau poate sărăcia te pune ca să-ți blochezi contorul la curent electric. Și te prinde. Și faci închisoare. Și te gândești oare... Mă gândeam eu că e posibil să devin om de închisoare, de ținut, pentru atât? Da, se poate. Se pot întâmpla lucruri. Ați văzut că acum se cere ca să fie închiși în închisoare chiar pe viață. Aceia care dețin acea construcție în care au murit vieții tineri. Deținuții din închisori, de odinioară, au cerut un lucru care le-a marcat, este pecetea sfințenii lor. Să nu ne răzbunați. Să nu ne răzbunați. Adică dacă s-a întâmplat un rău, să stopăm răul, să nu facem rău în continuare. Dacă tu mi-ai făcut mie un rău, să nu fac și eu răspunzând, pentru că sunt la fel ca tine. Dacă răspunzi răului cu rău, trebuie să învățăm să iubim, din nou spun. Și ați văzut acei oameni dețin o construcție, s-au gândit și ei să facă ceva,
Iar acum se cere chiar închisoare pe viață. Și aceia sunt tineri, tot tineri. Trebuie să ne fie milă de toți și să ne închinăm pentru toți. Sigur că unii vin să-și facă datoria să arate că ce deștepți sunt ei și cum știu ei legea. Dar n-au știut-o înainte să se întâmple nenorocirea. Abia după ce, zice că după război mulți viteji se arată. Da. Dar eu vă întreb că suntem într-o biserică și vă cer iertare pentru că e posibil ca unii dintre dumneavoastră să aveți altfel de judecăți decât ale mele. Și trebuie să acceptăm diversitatea lucrurilor. Creația Dumnezeu este diversă și nu e monotonă și e plăcută că Dumnezeu n-a făcut-o nici cel puțin în aceeași culoare. Și n-a făcut-o plată, a făcut-o cu munți și cu adâncuri și cu prăpăstii. Și a făcut-o și cu negri și cu albi. Și a făcut-o și cu buni și cu răi. Ca cei buni să aibă pe cine iubi. Să aibă pe cine iubi. Dacă tata are doi băieți și sunt cuminți băieți, sunt cuminți, tata va rămâne un tată banal, iar ei vor fi doi copii banali. Când unul dintre ei a spart un geam, deja îl pune în temă pe tata. Zice, a, te iert, îi zice tata. Și el spune, iartă-mă, tată. Deci, geamul spart încălzește relația dintre tată și fiul. E foarte interesant. Dar, ce vreau să vă spun? Mihaela a avut neșansa să trăiască din 7 ani, 4 ani, în închisoare. Acum e și în închisoare. Și ea este cetățean al dumneavoastră, al creștinilor. Nu e de-al nostru, de acolo. Asta nu spun că de la noi nu sunt. Eu sunt și de la noi în închisoare. Dar în această seară este aici. Că știa că o să vin și a zis, părinte, vin și eu. E aici, Mihaela, nu? Toiagul odrăslit. Pe ea o închipuie această carte, pentru că Dumnezeu dintr-un copac uscat poate să scoată mlădițe tinere și frumoase. Așa precum de demult a făcut ca din toiagul lui Aron să răsară ramuri. Da? Așa și dintr-un om căzut în genunchi, Dumnezeu poate să facă un cetățean de rai. Pentru că Mihaela a trăit o experiență de convertire extraordinară în închisoare și a devenit acum pedagogul părintelui. Multe m-a învățat. Eu am numit-o și corespondent din infern. Așa cum, spre exemplu, cei mai curajoși corespondenți ai trusturilor de presă transmit de la fața locului din Afganistan sau din teatru de operațiuni. Ea vorbea cu mine la telefon din infern. Dostoievski, ca să cunoască viața din infern, s-a dus singur în închisoare. Dar atenție! Dostoievski la cerere putea să iasă, pe când ea nu. Ea nu era acolo ca să facă o experiență, ci să consume o parte din viață într-un loc care să-i arvunească raiul. Într-o vorbă echilibrată și în popor și creștinească, care se bazează pe cuvintele Mântuitorului spuse bogatului nemilosit. Zice, adu-ți aminte că ai luat cele bune, Lazar pe cele rele, zice, se cuvine acum să le iei tu pe cele rele și el pe cele bune, dorind ca să arăte Mântuitorul că există un echilibru al valorilor în relația cu Dumnezeu și poate că Dumnezeu a rânduit ca ea să-și spășească pedeapsa aici ca să strălucească mai frumos în Împărăția lui Dumnezeu. Și casna ei, pentru că întotdeauna torsionarea cuiva se preface în bucurie, așa cum spuneam că poate moartea tinerilor îi va predispune spre mântuire pe alții, a făcut ca eu să am șansa să o cunosc și împreună să scriem o carte pe care am numit-o Toiagul odrăslit, dialoguri inedite, adică dialoguri cu totul speciale și inedite înseamnă needitate, dar editate abia acum, zburând peste prăpăstii, am închipuit-o pe Mihaela ca pe o pasăre rebelă care a avut curaj să-și dea drumul din cuib, cu toate că mama i-a spus, mai stai puțin, că încă puful pe tine nu s-a maturizat. Și a spus, nu,
îmi dau drumul. Și și-a dat drum și a făcut o tură peste prăvăstii, dar a avut șansa nu doar să vadă de sus, ci neșansa ca să vadă de jos. Ei, acum este aici. Îți mulțumesc frumos! Vino aici, Mirele. Îți mulțumesc frumos că te-am cunoscut și că pe torsionarea ta a ieșit o carte, pe jertfa ta. Părinte, să știți că întotdeauna din jertfă se nasc valori. Deși care doriți ca să aveți o asemenea carte, o să puteți să o luați. Și pe care veți semna amândoi ca și autor, și Sfinția Pastru și Mihail. Ar fi frumos. Este la pentru prima dată când sunt împreună. Hai de aici. Dacă vreau să fie plăcut. Așa mi-a plăcut. Asta e moment de revelație. Păi te binecuvântez. Dar eu te binecuvântez ca să grăiești. Nu să taci. Că n-am auzit până acum pe nimeni să zică unui episcop, binecuvântați ca să tac. Mulțumesc foarte mult! Îți mulțumesc foarte frumos! Să fii binecuvântată! Te va răsplăti mult, Dumnezeu, pentru ce ai făcut, pentru că ea, datorită stării ei grele, a devenit pedagog pentru alții. Știi cum e, Mihaela? Aici punem una bună și aici una rea. La prima vedere se pare că doar cea bună e pedagog și cea rea nu. Mihaela, aceasta e pedagog pentru așa? Nu. Aceasta e pedagog pentru așa? Da. Deci și greu și torsionarea vieții noastre poate să fie învățătură pentru ceilalți. Îți mulțumesc foarte frumos. S-a eliberat și acum are aripi bine crescute și are dreptul ca să zboare peste prăpăsti. Cum a fost când v-ați întâlnit și cunoscut personal? Ne-am cunoscut, eu vorbind la Radio Trinitas, din când în când, Mihaela, avându-l duhovnic, de suflet, atenție, de suflet, pe Sfântul Porfirie Capsocalibitul, de suflet, duhovnic de suflet. De câte ori era stresată și avea necazuri și avea cumpene în închisoare, striga către Părintele Porfirie Capsocalibitul. Iar după aceea, întorcându-se în celulă și dând drumul la radio, îl asculta vorbind pe Părintele Gheorghe, pe mine. Care, culmea, se întâmpla ca să aibă temă de dialog la radio exact răspunsul la întrebările ei. Și ea o vreme chiar a crezut că părintele pe care îl ascultă la radio este părintele Porfirie. Așa a crezut. Dar să știi că dacă o să trăiesc mult după injecțiile mele, pentru că boala mea mă predispune la orbire, cine știe mai încolo. Pentru că și, foarte interesant, n-am spus, poate am mai spus vreodată, în 2011, Dumnezeu a făcut cu mine un lucru care mi-a schimbat vocea. Vocea. Eu aveam o voce baritonală, puternică. Și mi-a dat o răgușală puternică, încât n-am mai putut să vorbesc deloc. Iar după aceea, când mi-a redat vocea, vorbeam altfel. Și am constatat că foarte mulți oameni care ascultă Radio Trinitas și mă ascultă iubesc foarte mult timbrul glasului. Spun că este o voce foarte pe sufletul lor. Și am interpretat că Dumnezeu a dorit ca să-mi schimbe glasul. Da. Dar să vă spun, după aceea Mihaela și-a luat inima în dinți și a zis îl sun pe părintele. A făcut rost de numărul de telefon, m-a sunat și timp de vreo 6 luni de zile am vorbit la telefon din închisoare
câte o jumătate de oră ea voia să vorbească cu părintele în fiecare zi. Câte o jumătate de oră. E corect? Sau și mai mult de o jumătate de oră? Câte o jumătate de oră? Dar eu am spus, nu, o să vorbim miercurea și vinerea. Și în fiecare miercuri, seara și vineri seara, mă sunat și vorbeam câte o jumătate de oră. Când am lansat prima carte, pe care nu o mai am, aș fi dorit să vă aduc și prima carte, Poteci de Lumină, m-au întrebat niște lucrători în presă, care filmau, care luau interviuri. Mai vreți să scrieți? Și eu am spus nu. Acum avem două cărți în față, care au apărut după. Dar îndată am spus nu. O să mai scriu o carte. Și o să scriu o carte cu cineva din închisoare cu care vorbesc la telefon. Și după aceea când m-a sunat Mihaela, că doar ea putea să mă sune, am spus, Mihaela, ai fi de acord să înregistrăm o serie de convorbiri telefonice și să le transformăm în carte și ea mi-a dat un dă verde și omul care a înregistrat n-am fost eu, ci a fost ea. Iar după aceea a făcut o muncă migăloasă, de pe audio a descărcat ea pe scris și eu le-am luat și le-am mai prelucrat. Le-am mai corectat. Și am publicat o carte de 575 de pagini, cred că este. Îți mulțumesc foarte frumos și te rog să nu te superi că te-am solicitat să vii în față. Știi de ce? Eu sunt copil de cioban și pe fost la închisoare. Avem și noi dreptul să mai stăm în față câteodată. Știți că am o casă în Vrana, aproape de castel. Și cineva a fost supărat că eu am casa acolo. Și am meditat așa și la un moment dat, așa într-o... Am spus, lasă-mă că am și eu dreptul să stau în centru. Unii cred că numai ei au dreptul să stea în centru. Păi sigur, câte unii spun că la rai să stai lângă poartă. Asta e o poveste. Nu? Să nu pleci, da. Și smerenia este binecuvântată de Dumnezeu, dar numai când trebuie să fie smerenie, când nu, trebuie să spui și adevărul. Să mai stai și părintele în față. Oricum, haideți să spunem așa. Când plecați, să sărutați cele trei. Sunt închise, da, sunt închise. O să sărutați pe fereastră, iar acel pachetel cu mânuța Sfântului Mihail, îl sărutați pe prosop deasupra, părintele vă binecuvintează și să vă spun așa, cum le spun eu credincioșilor mei, să vă dea Dumnezeu sănătate, că e mai bună decât toate. Să vă ierte Dumnezeu păcatele, să vă mulțească nădejdea și credința, să vă binecuvinteze Dumnezeu munca cea de toate zilele, ca să vă câștigați pâinea cu belșug și cu binecuvântare, și să vă mulțească Dumnezeu și dragostea ca din prisosul binecuvântării lui Dumnezeu să faceți milostenie ca să vă și mântuiți. Să vă binecuvinteze Dumnezeu căsniciile dumneavoastră, să vă binecuvinteze copiii dumneavoastră, să crească mari, sănătoși, cu minți înțelepți și frumoși, să vă puteți bucura de ei, să binecuvinteze Dumnezeu copiii orfani, să le fie și tată și mamă, și acoperiș deasupra capului și bucată de pâine pe masă, dar mai ales speranță pentru ziua de mâine, să binecuvinteze Dumnezeu bolnavii, din spitale, din azilele de bătrâni, din sanatorii, de pe patru de suferință, din casele lor, și pe bolnavii care se află în Sfânta Biserică printre noi, să binecuvinteze Dumnezeu bolnavii care sunt în spital, tinerii care au fost tași, să le dea Dumnezeu sănătate și spunem așa lor, să le fie Dumnezeu doctor, vindecător și binefăcător. Și să nu vă îndoiți că cel ce a dat ochii poate să și vindece de orbire, cel ce a pus mâinile poate să vindece mâinile paralizat. Toate le-a făcut și are putere să le facă Domnul Dumnezeu nostru. Să binecuvinteze Dumnezeu lumea, să fie pace în lume și să ne dea Dumnezeu conducători înțelepți și iubitori de popor. Da? Ca să nu mai se uite unul la altul. Părinte, părintele,
Haideți aici să vă arăt ceva. Aveți dreptul să stați. Haideți aici. Așa pe mâna Obama cu Putin. Ei, auziți un pic. Dacă ar face așa, n-ar mai fi război niciodată. Asta este diferența. Aici este diferența. Dacă s-ar îmbrățișa cu dragoste și ar spune noi doi, am fost rânduiți de Dumnezeu să stăpânim destinele creației Lui. Doamne, ce mare ești! Să avem grijă ca să nu piară niciunul dintre ei. Atunci ar fi pace în lume. Dumnezeu să binecuvinteze săracii, pe cei care au copii mulți și șomeri, ca să aibă locuri de muncă. Și peste toate să ne binecuvinteze și pe noi, nevremnicii robii Lui. Vă să rămână și vă mulțumesc foarte frumos. Părinte, vă să rămână. Mulțumesc. De astăzi, într-o săptămână, la ora 6, doctorul Pavel Chirilă. Aici, în același loc, și împreună cu profesorul Bogdan Stanciu, vor vorbi despre familia creștină. Sâmbătă la ora 9, în Parastas, pentru părinții noștri. Deci, mulțumim!